Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Crimă șocantă la Scoarța, un bărbat și-a înjunghiat soția, iar apoi a încercat să-și ia viața. Un bărbat din Mehedinți sfâșiat de animale. În Târgu Jiu va fi amenajată o nouă zonă de agrement. Crimă șocantă ieri în localitatea Scoarța. Un gorjan și-ar fi ucis soția după ce ar fi surprins-o vorbind la telefon cu alt bărbat. Potrivit autorităților, bărbatul și-ar fi înjunghiat soția cu un cuțit în zona gâtului după ce consumase alcool. După săvârșirea crimei, bărbatul ar fi încercat să-și ia și el viața, înfigându-și cuțitul de mai multe ori în abdomen. Cea care a descoperit teribila crimă a fost nora celor doi soți, care a solicitat ajutorul poliției. La sosirea echipajelor medicale, femeia în vârstă de 59 de ani a fost găsită fără viață, în timp ce bărbatul în vârstă de 61 de ani încă trăia. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Dacă în urma cercetărilor autoritățile descoperă că el se face vinovat de moartea femeii, acesta riscă ani grei de închisoare. Cei doi soți erau căsătoriți de foarte mulți ani și aveau împreună 3 copii. Statisticile arată că în România 2 femei sunt ucise de soți sau iubiți în fiecare săptămână din cauza geloziei. Descoperire macabră într-o comună din Mehedinți. Un bărbat a fost găsit mâncat de animalele sălbatice. Victima fusese dată dispărută în urmă cu 11 zile de familia sa. După multiple căutări ale polițiștilor, bărbatul a fost găsit fără viață în condiții deplorabile. Trupul neînsuflețit era de nerecunoscut. Cadavrul a fost descoperit în zona aerodromului Drobeta, situat în comuna Prunișor. Corpul sfâșiat de animale a fost ridicat și transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie. Cercetările continuă în acest caz, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Au chefuit de revelion, iar la aproape o lună au plătit pentru asta. Este cazul la 21 de persoane care au participat la trecerea dintre ani la o petrecere privată la o locație de pe raza comunei Padeș. Totul s-a aflat după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini de la respectiva petrecere. Pe filmare apar mai mulți tineri care dansează și chefuiesc fără să respecte vreo regulă de prevenire a răspândirii virusului COVID-19. Cei 21 de petrecăreți au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare totală de 20.000 de lei. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, din verificările efectuate de polițiști, are și faptul că noaptea de 31.12.2020, 1.1.2020, mai multe persoane au participat la o petrecere privată la o locație de pe raza comunei Padeș, nefiind astfel respectate măsurile de diminuare a impactului riscurilor și măsurilor de protecție individuală, potrivit legii numărul 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel au fost identificate toate persoanele participante la eveniment, în număr de 21, acestea fiind sancționate contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei, în conformitate cu prevederile legii numărul 55 din 2020. Forțele de ordine desfășoară permanent în această perioadă activității de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse pe perioada stării de alertă, sănătate și siguranța cetățenilor. Dosar penal pe numele unui tânăr de 25 de ani din comuna Turcinești. El este cercetat după ce a fost prins de polițiști că a urcat băut la volan. Mai mult, acesta nu are nici permis de conducere. Tânărul a fost depistat de polițiști miercuri pe DN67 Rasovița. Se afla la volanul unui autoturism în momentul în care a fost oprit pentru control, iar polițiștii au simțit miros de alcool. Șoferul s-a ales acum cu dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. La data de 20 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au depistat în trafic un tânăr de 25 de ani din comuna Turcinești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Rasovița, fără a poseda permis de conducere și având o concentrație de 0,61 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital unde au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul i-ar fi fost încredințat pentru a fi condus pe drumul public de către un tânăr de 28 de ani din municipiul Târgu Jiu. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere fiind sub influența alcoolului și încredințarea unui vehicul spre a fi condus unei persoane care nu deține permis de conducere.
5 persoane au fost rănite într-un grav accident rutier petrecut azi noapte pe DN67 în localitatea Mihăiești, județul Vâlcea. 2 autoturisme s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD, iar SAJ cu 3 ambulanțe. Deși au fost anunțate 5 victime, doar 3 persoane au fost transportate la spital. Celelalte 2 au primit îngrijiri la fața locului. Pompierii au asigurat locul accidentului pentru că au fost scurgeri de combustibil pe carosabil. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii vâlceni au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Un atelier de tâmplărie din municipiul Râmnicu-Vâlcea a fost mistuit de flăcări. Incendiul s-a produs în această dimineață din cauza unui scurt circuit la instalația electrică. La fața locului au intervenit 3 echipaje de stingere cu apă și spumă. Până la stingerea incendiului au fost afectate 2 construcții civile, una în suprafață de 400 de metri pătrați cu destinația magazie și peretele cele învecinate. Intervenția pompierilor vâlceni a fost una dificilă. Pentru finalizarea misiunii a fost necesară realizarea alimentării cu apă în sistem navetă de la hidranții din zonă. Aceștia s-au luptat 4 ore cu flăcările. O nouă zonă de agrement va răsări în municipiul Târgu Jiu. Aceasta va fi amenajată pe strada Narciselor, chiar în zona noii parcări. Spațiul a fost preluat de primărie de la unitatea militară. Zona de agrement se va întinde pe o suprafață de 12 hectare și va cuprinde o zonă verde, alei pietonale și un amfiteatru pentru evenimente. Aici se vor desfășura toate manifestările în aer liber, ce altădată erau organizate de autorități pe insuliță sau în parcul de la Coloana Infinitului. Sunt 12 hectare de teren care vor fi amenajate ca și parc de agrement, cu alei pietonale, cu o zonă de amfiteatru unde se pot organiza toate evenimentele în aer liber pe care altădată le organizam ori pe insuliță, ori în parcuri de la Coloană, ori în alte zone nu tocmai adecvate unor astfel de evenimente. Va fi o zonă în care vom muta toate evenimentele pe care altădată le organizam ultima perioadă pe insuliță și câteodată deranjam cetățenii din acea zonă. Le vom muta acolo, v-am spus, 12 hectare, un megapark pentru municipiul Târgu Jiu, zonă verde. De ce zonă verde? Pentru că prin proiect am fost obligați ca doar 10% din spațiile din acel parc să le putem amenaja ca alei pietonale sau ca spații în care vom interveni și le vom amenaja cu terasament. În rest, este o zonă verde cu gazon amenajat. Investiția va costa 3 milioane de euro, bani ce vor fi atrași de la Uniunea Europeană și are ca termen de execuție 18 luni. Proiectul urmează să fie scos la licitație în vederea încredințării contractului. Proiectul are valoare de aproximativ 3 milioane de euro cu finanțare europeană, în care contribuția noastră, așa cum procedăm de fiecare dată la proiectele cu finanțare europeană, este de 2%. Are un termen de execuție de 18 luni de la momentul în care se dă un câștigător al licitației. Având proiectul pe masă, în perioada imediat următoare vom face demersurile pentru a scoate la licitație execuția. Nu, la astfel de proiecte nu mergem pe proiectare cu execuție. Proiectarea a fost licitată inițial, de acum încolo scoatem deja la execuție și așteptăm firme foarte puternice, pentru că v-am spus, la o licitație, la un proiect de aproximativ 3 milioane de euro, ne așteptăm să vină societăți cu experiență similară. Zona de agrement va dispune și de piste de biciclete, dar și de străzi ce vor putea fi tranzitate de autoturisme. Vor fi arbori și arbuști, v-am spus, în mare parte gazon. Proiectul arată extraordinar. Mai mult decât atât, din discuțiile pe care le-am avut în această dimineață, o parte din aleile din acea zonă vor fi delimitate, va fi delimitată pentru piste de biciclete. Sunt cu 2 accese din Calea București, un acces înainte de unitatea militară și un acces din zona Narciselor, cu, cum să vă spun, cu zone pietonale, dar și cu acces pentru autoturisme, cu străzi care vor împânzi tot acest
parc de agrement. Tot aici primăria și-a propus să amenajeze mai multe terenuri de tenis, de fotbal și o nouă parcare și să construiască mai multe blocuri pe plus 8. Este vorba despre garsoniere sau apartamente pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu care și-au depus dosarele în vederea obținerii unei locuințe sociale. Mai avem acolo pregătită și cred că în acest an realizăm proiectarea pentru o parcare de autoturisme, depunem documentațiile necesare la fel la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea unor finanțări în vederea construirii unor locuințe sociale pe plus 8. Ne permite zona să putem construi blocuri sociale pentru cetățenii care au deja depuse dosarele în vederea obținerii unei locuințe sociale. Și o bază foarte mare, pe 5 hectare de agrement, o bază sportivă în care ne gândim la fel terenuri de tenis, un teren de fotbal, mai multe construcții pentru, în primul rând, pentru activitatea sportivă din Târgu Jiu și pentru cei care își doresc să se recreeze în acea zonă. În acea zonă a fost amenajată o parcare de 200 de locuri. Investiția a fost realizată cu bani din bugetul local. Accesul este gratuit. Pacienții nu mai sunt atât de sceptici să revină în spitale. Pandemia de COVID-19 i-a ținut pe bolnavii cu diferite afecțiuni departe de unitățile medicale, dar treptat aceștia au început să se trateze din nou în spitale. Este și cazul spitalului orășenesc Bumbejiu. Managerul instituției Aurel Stolojanu a declarat că, de la începutul anului, cetățenii aleg tratamentul în cadrul unității sanitare. De asemenea, în luna ianuarie, la spitalul cu pricină au venit pe lume 21 de micuți. Pacienții un pic li cam teamă să mai vină pe la spitale, dar văd că totuși în prima lună deci au început să revină la spitale și chiar vreau să mai îmbunătățesc un pic, adică vreau să mai deschis încă două saloane și sperăm din februarie încolo chiar mai mult să avem pacienți. La ora actuală câți pacienți aveți acolo internați? Să știți că chiar avem, deci în jur de 40, cam 50% din ce aveam, mai mult chiar de 50, în care vă spun că secția obstetrică ginecologie e plină. Copiii s-au născut chiar foarte mult, 21, deci în prima lună, până acum 21 de copii. Avem chiar acum 9 copii născuți. 47% din personalul medical de la Bumbejiu s-a vaccinat până acum. Rapelul va avea loc pe 26 ianuarie. Noi am avut în spital un centru de vaccinare doar pentru personalul medical al spitalului și de la cabinetele medicilor de familie, farmacie și alte unități sanitare private. Deocamdată centrul este închis pe partea de programare, așteptăm redeschiderea, iar în data de 26 deja avem programat 54 de beneficiari, pentru 50 pentru rapel și 4 ca să completez multiplul de 6 dozele. Cadrele medicale vaccinate în prima etapă primesc a doua doză începând din această săptămână. Edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, își dorește o reorganizare a spațiilor școlare la nivelul unităților de învățământ din municipiu. Va fi organizată o întâlnire cu directorii de școli de pe raza orașului. Se va avea în vedere organizarea mai bună la nivelul fiecărei unități școlare pentru a se stabili câte spații sunt neocupate și pot fi alocate pentru alte activități din sistemul educațional în funcție de necesități. Marcel Romanescu a spus că sunt solicitări pentru înființarea de creșe și de grădinițe. Pentru a nu mai putea irosi resurse noi, vor fi identificate spațiile unde vor putea fi înființate creșe și grădinițe. Primarul a mai spus că sunt unități de învățământ supra-solicitate în privința numărului de clase și de elevi, în timp ce altele sunt ocupate chiar și la jumătate și mai puțin. În general, școlile de centru sunt foarte căutate atât de părinții și copiii din municipiu, cât și de cei din localitățile învecinate. Copiii cu nevoi speciale din județul Gorj vor avea la dispoziție clase noi. În acest sens, are în vedere extinderea actualului centru școlar pentru educație inclusivă Târgu Jiu. Aici învață sute de copii care nu pot fi integrați în învățământul de masă. Este nevoie de spații de învățământ noi și dotate potrivit nevoilor copiilor care sunt angrenați în activități în cadrul instituției. În momentul de față este nevoie de serviciile unei firme de specialitate pentru verificarea tehnică de calitate a documentației care vizează extinderea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Jiu. Se dorește ca lucrările să fie demarate chiar de anul acesta.
Anul 2021 vine cu speranțe mari pentru primarul comunei Gorjene, Stejari. Robert Păiuș așteaptă ca autoritățile județene să înceapă reabilitarea drumului județean, cu atât mai mult cu cât acest obiectiv mult dorit a stat la baza schimbării partidului înainte de alegerile locale. Artera rutieră principală a comunei Stejar, DJ605B, care străbate localitatea pe o distanță de 23 de kilometri, nu a mai beneficiat de o reabilitare serioasă de 10 de ani, astfel că asfaltul s-a deteriorat. Primarul Robert Păiuș a declarat că obiectivul este prins pe lista investițiilor de la Consiliul Județean. Încerc să-l citez motamo pe domn președinte, că în viitorul apropiat, eu și cu altă comună, nu am acordul dumneavoastră să dau nume, vom fi prioritari în master planul de finanțare pe care dumneavoastră, cred că dacă nu mă înșel, cu câteva săptămâni a primit acordul de la București. Robert Păiuș susține că este îndreptățit să se bucure de acest privilegiu din partea șefului Consiliului Județean datorită rezultatelor foarte bune pe care le-a obținut la cele două tururi de scrutin de anul trecut. N-ar putea cineva să mi-aducă vreun reproș. Dimpotrivă, mi-am dat toată sârguința și bunăvoința și tot capitalul meu de cunoaștere al politicii electorale și rezultatele și la parlamentare au fost unul destul de bucurător. Dar fiind faptul că am avut patru comune, am fost arondat la patru comune și reprezentat ca președinte pe Stoina, Stejari, Urezani și Dănciulești, rezultatele nu au fost deloc nefavorabile echipei mele. Drumul județean este o obligație administrativă județeană, pe de altă parte o promisiune electorală a mea și cred că atunci când, dacă cumva nu s-ar întâmpla acest aspect, da? Nu ar fi deloc plăcut nici pentru mine, cât și nici pentru cetățeni. Drumul județean din Stejar străbate două sate componente importante și anume Băcești și Balușani. Elevii din Scoarța vor beneficia de hrană în fiecare zi. Se intenționează ca din momentul în care școala va fi reluată în sistemul față-înfață, copiii să primească mâncare. În acest sens, autoritățile locale au aprobat fonduri pentru achiziția de servicii de catering. Este vorba de asigurarea de suport alimentar care va consta în furnizarea de pachete alimentare tip sandwich pentru preșcolari și pentru elevii din unitățile de învățământ de pe raza comunei Scoarța. Contractul de furnizare a fost deja atribuit și se așteaptă începerea livrării de hrană în momentul în care va fi posibil acest lucru. SCM Râmnicu-Vâlcea a obținut a doua victorie consecutivă în grupa B a Ligii Campionilor după ce a învins Budugnost Podgorița scor 25-23. În urmă cu trei zile, vâlcenele au trecut de Podravka. Elevele lui Florentin Pera au intrat la cabine cu un avans de 4 goluri, 14-10. Echipa din Muntenegru s-a apropiat la un gol în partea secundă, dar gazdele au reușit să gestioneze finalul de meci. În urma rezultatului, SCM Râmnicu-Vâlcea rămâne pe locul 6 în grupă cu 4 puncte, iar Budugnoș cu 8 puncte este pe locul 5. Echipa a jucat la un nivel foarte înalt în Liga Campionilor. Am avut atitudine și o apărare de fier. Mă bucur că am legat 3 victorii în ultima săptămână, dar mai avem multe meciuri de disputat și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Avem un moral bun și mergem mai departe cu încredere, declarat antrenorul Florentin Pera. Gonzale și Liscevici au fost cele mai bune marcatoare de la SCM, cu câte 4 goluri, iar Pino de la Muntenegrence a avut 5 reușite. Primele două clasate se vor califica în sferturile de finală. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off pentru celelalte 4 locuri disponibile în sistem eliminatoriu. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!